Seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit în această seară la o ediție arzătoare a emisiunii Panoramic cu colegul meu Cornel Șomâcu, pentru că nu ne-am întâlnit de mult pe temele legate de evoluția activităților naționale, ca să zicem așa, și mă refer aici... Actualității naționale, poate putem... Oarecum, da. Deja... A trecut evenimentul, vârful evenimentului a trecut de vreo două săptămâni, dar cel de atunci a trecut. Da. Ce urmează? Noi avem urâtul obicei să previzionăm și ne vom permite să previzionăm cu permisiunea dumneavoastră. Ce se întâmplă în momentul ăsta pe dedesubt, că prin față vedem, toată lumea vede. Deci vrem să discutăm despre parchetul general, despre DNA, despre președinție, despre PSD, despre PNL, despre alte partide care se duc când într-o barcă, când în cealaltă, ca să îndrepte balanța în stânga sau în dreapta. DNA-ul, SRI-ul, da. Pentru că după cum ați văzut sâmbătă, parcă dacă nu mă înșel, sau vineri seara, aveam niște declarații de la Ministrul Justiției care nu mai răbdea să vină ziua de luni ca să le dea culmea pe Facebook. Da, deci mai nou declarațiile se dau pe Facebook, nu la conferința de presă. Probabil presa va dispărea foarte curând. Băi, nu, acum trebuie să ne uităm și ce se întâmplă în alte state, inclusiv în Statele Unite, unde, de exemplu, președintele american e pe Twitter toată ziua și dă undeva la 70 de știri pe zi, pe 70 de mesaje. Deci vă dați seama că e permanent și acolo. Și chiar dacă nu mă înșel, a spus, am dat deja o declarație, nu mai declar nimic, dar el dăduse declarația pe Twitter. Corect. Ca să nu mai noi de ce nu? Președintele Macron tot așa face, deci e foarte mult cu Facebook, cu celelalte... să zicem așa, rețele de socializare, așa că nu trebuie să ne mire că și politicienii noștri, în cazul nostru Ministrul Justiției, dau mesaje pe rețelele de socializare. Păi, socializează cu noi, să nu mai uităm că cetățenii. Să nu uităm că și președintele Iohannis face același lucru și cred că cu mai mare succes decât când, cu aparițiile publice, când acele declarații de presă, chiar apropo că se practică și la Gorj și peste tot, ca ziarist vechi, ce părere ai între o declarație de presă și o conferință de presă? Cât de relevantă este o declarație de presă? Adică nu ar fi mai simplu să facem un comunicat și să-l dăm pe Facebook, de exemplu, decât să venim acolo să citim ceva și să plecăm fără să răspundem la întrebări? Păi da, exista o vreme când se răspundea și la întrebări. Ele erau conferințe de presă. Acum mai alea sunt conferințe de presă. Modelul este de declarație de presă, vii, citești ceva, mai bine sau mai rău, că știm că oficialii noștri mulți își certați cu limba română, și după aceea dispar. Deci efectiv nu răspund la nicio întrebare. Și nu e numai la miniștri din cabinet, inclusiv președintele Iohannis practică mai nou acest stil de comunicare. E mai interesantă la comunicare purtătoarea de cuvânt când vine decât președintele. Eu am văzut, am văzut un răspuns la o întrebare de la președintele Iohannis chiar la sfârșitul săptămânii trecute. A fost întrebat ceva și a răspuns cu pot să vă răspund informal? Ha, ha, ha. Dar deci, asta nu era, a dat un răspuns. Nu era într-o conferință de presă sau declarație nu, de presă. La... Și mai nou, președintele practică un alt stil de a comunica, în sensul că ziariștii de casă, anumite televiziuni insolvente și etc. Și celelalte, nu numai cele de casă. În general, la acestea vine și dă ăsta, întreabă-mă ce vreau să mă întreb și eu dau o declarație de genul și ăsta cu ha-ha-ha. La răspunsul ha-ha-ha era întrebarea Antenei 1, am urmărit microfoanele, cum se mișcau. În general vorbind. Și se întâmplă să comunice mai interesant așa decât cu acea simplă declarație de presă. Da, din păcate sunt ziariști, noi nu facem parte din acea serie de ziariști care sunt nevoiți, din păcate spun, încă o dată să îi urmărească pe politicieni, pe unde se duc ei, mai pe la o vânătoare, mai pe la o chermeză. Sau la o nuntă, ca să vorbim de aseară. Exact, da. Și stau sărăcuții de ei de când vine împricinatul, îl salută, îi zâmbește, după care intră, poate nu declară nimic, așteaptă până ies o oră în șir acolo,
televiziuni, presă, radiouri, toți, în speranța că mai este vreunul la vreo țigară și mai zice două vorbe sau când pleacă definitiv, poate declară ceva. Asta nu mi-a plăcut niciodată asta și din fericire n-am avut parte de asemenea asta post. Asta e presa care e partea, nu neapărat urâtă, dar partea obositoare, exact, din presă. De multe ori poate stai o zi la poarta unui oficial sau la... Și nu spune nimic. Și nu spune nimic. Pe de altă parte, s-a inventat mai nou ziaristul, cum să-i spunem așa, cel care activează în piața publică, mai părerea mea proprie și personală, deraiază rău, dar în fine. Unii dintre ei, ca să nu generalizăm. Unii dintre ei, care mai nou, de exemplu, sunt în stare să bată și pe cel care intervievează. Deci îți bag un microfon ăsta, îți mai dă cu el în cap, te mai și înjură, apoi spune că l-ai lovit tu, gen bot și alte specimene de acest gen, pentru că ea nu mai sunt ziariști, indiferent, dar fac bani. Acele site-uri pe care le au, vloguri, cum le numesc ei, sau fac sute de mii de euro într-un an de zile, deci așa că se poate. Unii dintre consumatori, să spunem, apreciază un asemenea tip de presă. Da, din păcate. Dacă este presă. Dacă este presă. De altfel, e foarte greu să faci presă în ziua de astăzi, pentru că să nu uităm că singura presă subvenționată oficial este cea Televiziunea Română și Radio România și Ager Press, da? Sunt singurele mijloace media publice. Mai sunt? Cele subvenționate oficial. Oficial am zis. Da. Pentru da. Că neoficial trăiesc pe banii statului foarte bine o serie întreagă de televiziuni și radio. Da, da, mai e o diferență. Una este să faci prestări servicii către instituții publice, de exemplu, cum filmăm noi un festival pentru o primărie, și alta este să primești contracte de la partidul X doar printr-un telefon. Adică du-te la Ionescu, la firmă, du-te la Popescu. Ionești și Popești care eu i-am văzut cu ochii mei venind la televiziune și plătind 50 de milioane pe lună. Nici nu se deranjau oamenii de la marketing să se ducă să încaseze sau să facă contractul. Sunt diverse, în momentul de față, sunt diverse foste regii, companii naționale care își fac, deși sunt unice pe piață, deci n-au nevoie de publicitate sau ceva de genul ăsta. Da, eu vorbisem de Ionesc și Popești privați, da, dar sunt și societățile de stat. Își fac publicitatea la ordin, trebuie să subvenționăm publicația cutare sau televiziunea cutare și da? Automat dau contracte de sute de mii de euro și nu exagerez cu nimic. Bun. Și atunci eu venisem cu ideea, pentru că tot n-am stabilit, dragi telespectatori, ce vorbim. Zice, nu ne-am mai văzut de mult, așa că avem ce vorbi. Să nu uităm de acele subvenții care vin și prin telefon, te duci și dai la cutare presă, sau voi toți vă duce, sau se știe că este televiziunea cutărui partid, motiv pentru care știm că întotdeauna sau ziarul cutărui partid, dovadă că toți din partidul ăla se îngrămădesc se manifestă în spațiile respective, în timp ce la alții, ca de exemplu nouă, unii dintre ei nu ne răspund nici la telefon. Dar nu e nicio problemă, roata se întoarce, iar noi tot vertical rămânem, ca să ne amintim că noi suntem și la vertical. Da, noi aceiași rămânem, noi, dragi telespectatori, nu ne temem că se schimbă puterea, pentru că nu suntem niciodată cu niciunii. Sau suntem cu toți și ne străduim să fim... Bineînțeles, de regulă să suntem fim acuzați totdeauna verticali, că suntem cu ceilalți. Deci, faptul că ne facem bine treaba, părerea, mai trage și noi jarul pe tuta noastră, normal. Ne arată că totdeauna unii, și una și alta din taberele principale ne acuză, sunteți cu ea, sunteți cu ea. Dar, de fapt, nu suntem cu niciunii, ca cu să niciunii. Spunem așa. Noi vedem problema din toate punctele de vedere, și a opoziției, și a puterii, și a cetățeanului, și a presei, și a tuturor, și încercăm să o explicăm din toate punctele de vedere. Motiv pentru care, de exemplu, acum 2 săptămâni, atunci când a avut loc evenimentul din marele meeting violent. Marele meeting care n-a prea fost violent, atât de mare, în sensul că am avut cel puțin în ultimii 2 ani alte 2 meetinguri care au fost uriașe față de meetingul respectiv.
pe mine cel mai mult m-a distrat cum se străduia Digi24 să arate că sunt cât mai mulți oameni și cum se străduia Antena 3 să arate că sunt cât mai puțini simultan. Deci, atenție, simultan transmiteau în direct, la Digi era full pentru că știi cum să faci un cadru ca să pară cât mai multă lume și știi cum să faci un cadru ca să pară cât mai puțin. În vremea lui Caragiale. Să mi-ți poporul cu televizorul. Nu, dar cum făcea Caragiale pe vremuri cu acele ziare care, ba, unele spuneau așa, unele exact invers, așa fac televiziunile acum, dar cu imagine la purtător. Adică te poți manipula foarte ușor, poți, cu poți manipula imaginea respectivă. Exact, trebuie să știi numai cum să așezi camera. Exact. Să spunem așa. Foarte adevărat. Și de asta spuneam, dragi telespectatori, că în timp, chiar a doua zi, mi se pare, sau în seara evenimentului respectiv, Cornel Șomâcu, colegul meu, scria un editorial legat de acest eveniment și arătând care este părerea posibile, lui, da, și subtul, făcând da, niște scenarii, și la capitolul că PSD face și drege, a scris doar atât. PSD-ul ține oamenii captivi cu salarii și pensii. Ceva de genul ăsta scriai, da? Și eu m-am simțit nevoită când am citit articolul lui Cornel pe care l-am văzut pe site-ul ziarului, pentru că la noi nu există cenzură, deci când vedem articolele în ziar, atunci le citim fiecare dintre noi. Zic, mă, parcă a criticat prea mult opoziția Cornel și n-a prea criticat puterea, hai să o critic eu. Da, nu, și am urmat un editorial scris de mine în care ziceam, și totuși PSD, cu semnul întrebării, atenție pentru cei care au înțeles că eu am fost pro-PSD atunci. N-am fost. Nu, vreau să spun că asta nu e valabil chiar peste tot, adică noi, având în vedere că e vorba de redactorul șef și de directorul publicației, citim toate materialele care apar pe site. E adevărat că pe noastre le citim în ziar, dar asta e altă da, treabă. Corect, da, corect, corect. Deci nu apare chiar orice la noi fără să avem... Mă refer la mine și la tine, da, adică noi șefii ne permitem să publicăm fără să ne cerem acordul, decât dacă sunt niște materiale cu implicații foarte mari și atunci ne sfătuim. Despre editorial. Aici erau opinii, deci... Da, despre editorialul cu pricina care a avut, mă refer la al meu acum, dar la tine s-a înțeles de foarte, chiar ai făcut bine precizarea, pentru că unii doar din titlu, că așa se citește la noi pe Facebook... N-au citit semnele întrebării, că și din înțeles, titlu... Au înțeles cu totul era altceva. Era clar. Și totuși, da? PSD... Da? Eu să plecasem însă de la o altă idee, și anume că... Așa sunt programele partidelor făcute, dar eu n-am înțeles ceva. Și acum, dacă se supără opoziția pe mine, poate învață ceva din ce spun. Și anume, în momentul când ai un partid la putere, care a fost populist, a avut un program în care a spus vă dăm, vă facem, nu știu ce. A făcut o parte, în fine, nu mai comentez asta. Dar tu ca opoziție și vrei să iei locul partidului respectiv și vii și spui... numai că nu spui că nu vă dăm nimic, ba din contră, e un lider care îl tot preia Facebook-ul, a devenit virală, un lider PNL de prin Calea Severin, care spune, dacă venim noi și e nevoie, vă tăiem, vă nu știu ce, vă nu știu cum. Bineînțeles, ăștia au tăiat cei de pe Facebook și spune, vă tăiem, vă nu știu ce, nu mai spune și dacă, nu știu ce. E, în condițiile astea, vă dați seama că e foarte greu ca opoziția măcar să spere că va lua locul celorlalți. Și atunci... E posibil să ne trezim cu acele, și deja am văzut această situație, în care acel meeting a degenerat până la urmă la bătăi între manifestanți și jandarmi. Ce n-am înțeles eu, ce legătură are cu diaspora, pentru că după cifrele oferite chiar de organizatorii necunoscuți sau foarte cunoscuți, în fine, e de discutat, au fost în jur de 10.000 din afara țării, 10.000 de cetățeni și restul până meeting-ul a numărat undeva spre 60.000 din ce cifre cele mai optimiste, au fost de aici, de la noi, autohtoni, care mai făcuseră meeting-uri și o țățină așa lungă de vreun an jumate, doi. E, acum asta e toată chestia, de ce s-a pus acest meeting în cârca diasporei? De ce li s-a, cum să spun... De ce meeting-ul diasporii, diaspora, că să încercăm așa, că sunt câteva milioane de oameni activi care muncesc afară, pentru familiile lor, să o recunoaștem, pentru că în ultimile săptămâni am aflat că, de fapt, diaspora noastră ține România și că toți am murit de foame dacă diaspora n-ar munci. Țin să amintesc încă o dată că e un stat român care are grijă, mai bine sau mai rău, de cetățenii săi. Cetățenii care muncesc afară o fac nu contribuie la bugetul nostru. Muncesc pentru familiile lor. E adevărat că
membru familiei respective, ridică o casă și plătește, cumpără ceva de aici, dar pentru familie lor în special. Merge TVA-ul, merg altele alegările statului. Dar a te acuza pe tine sau pe tine, băi, eu te țin că nu știu ce, e deplasat. Da, și pe de altă parte, ca să acuzi un stat la existența căruia nu contribui, nu știu în ce măsură ai dreptul, dar pe de altă parte, ei spuneau, cei care au fost intervievați în timpul mitingului și care erau din străinătate, pentru că erau și din străinătate, da, spuneau că ar veni în țară dacă ar avea unde. Și aici le dau într-o oarecare măsură dreptate, pentru că... Nu, au dreptate, pentru că dacă... Locuri de muncă, dacă ar fi găsit bune și că acolo muncesc greu. Și dacă acolo se duceau și îmi ziceau, bă, nu e bine în România, mă duc în străinătate, se duceau acolo, munceau din greu, câștigau o sumă. Și constatau că venind în România, dacă ar fi muncit la fel de mult ca acolo, ar fi câștigat măcar, sau hai să zicem acea sumă, chiar am stat de vorbă cu oameni care ziceau, dacă aș câștiga măcar atât la sută, 80% din cât câștig în străinătate muncind atât și aș găsi un loc de muncă pe măsura respectivă și munceau munci de rând, nu erau ingineri sau doctori. Avem o problemă. Atunci aș veni acasă să stau cu familia. Avem diaspora noastră, spre deosebire la alte popoare, și mă refer aici la polonezi și unguri, pentru care tot din, să zicem, din zona noastră geografică și au persoane cu anumită pregătire profesională, peste 60% din cei plecați afară. Noi, din păcate, cei din diaspora sunt undeva 10-20%, doctori, profesori, ingineri, și restul sunt cei care nu și-au găsit locul pe piața muncii și din cauza slabei lor pregătiri. Și nu mă refer aici la faptul că nu era bun instalator, nu era bun, ba din contră, și-aș găsi și afară foarte bine de lucru, ci datorită faptului că la un moment dat au decis să plece, salariile fiind foarte mici în România, pentru că avem o mare problemă. Iar asta nu putem rezolva, pentru că locuri de muncă acum sunt. La nivel de țară, chiar mă uitam săptămâna trecută, la nivel de țară sunt undeva peste 100.000 de locuri de muncă. Neocupate. Neocupate și nici nu prea ai perspective, inclusiv aici la Gorj. Aici la Gorj avem într-adevăr 6.000 și ceva de șomeri, dar avem locuri libere adunat peste 1.500. Și poate ar fi chiar mai multe, dar peste 1.500 sunt cele oficiale înregistrate la JOFM. Deci asta cu locurile de muncă nu prea mai ține. E adevărat însă că cel care vine de afară și care muncește undeva în măcar 1.000 de euro cam ia pe lună pe unde lucrează, femeile care sunt la întreținerea bătrânilor prin Italia, am înțeles că e în jur de 800-900 de euro, e sub 1.000. Dar ca să vii în țară, să ai salariul ăsta, ar însemna undeva în 30-35 de milioane, 3.500, ceea ce e greu de găsit. Asemenea muncă niciodată. Da, e greu de găsit în România. Găsește aceste sume în sistemul bancar sau în sistemul privat pe anumite de, dar cu pregătire foarte mare. Deci în niciun caz cel care nu are și pregătirea, dar și capacitatea de a exercita, asta, de a, nu va găsi aceste salarii în România și mi-e teamă că nu le va găsi nici nu le găsește acum, dar nu le va găsi nici peste 10 ani. Pentru că asta e situația. Pe de altă parte, mai e și o altă problemă la noi foarte mare, în sensul că dacă în momentul, aici suntem foarte comozi în România, mi-e rușine să, și știu foarte mulți de chestia din situația asta, în care acolo sunt oameni de serviciu efectiv, deci fac curățenie, chestii de genul acesta, pe bani, adevărat pe bani buni, undeva la 1.000 de euro, poate chiar mai mult. Dar aici la Târgu Jiu n-ar face chestia asta sau în România. Sau în România, pentru că e sub demnitatea lor. Da, sub demnitatea lor. Și acolo merg, ba din contră, că nu știe nimeni. Da. Și vin aici acasă, machiate, aranjate, da, trag un an de zile că... și ale 2-3 săptămâni din luna august când vin în concediu, sunt regi pe lângă ceilalți. Ba din contră, de multe ori au tendința de a umili pe românii care stau pe salarii minime aici în țară. Și acum mai sigur, m-a pus, apropo, și citesc de data aceasta, deși sunt de acord cu ce spunea un prieten pe Facebook care citise editorial și îmi spunea așa, ci că tu trebuie să te gândești cine a plecat afară, pe lângă alții, ci că nu contez că sunt doctori și sunt foarte buni afară, profesori și sunt ingineri. Oameni de știință. Da, oameni de știință. Dar ci că tu gândește-te și întreabă pe cei de lângă tine,
De cine a plecat afară? Că de foarte multe ori nu sunt oameni de calitate cei care au plecat afară. El era foarte revoltat, cel care mi-a spus. Și culmea, care este, trăiește în Italia, la Milano, de vreo 20 de ani. Și spune, ci că, bă, mi-e rușine să spun că sunt român. Nu pentru faptul că sunt bandele de români, mai mult sau mai puțin de culoare, care domină suburbiile Milanului. Dar, efectiv, e bine să nu spui că ești român, pentru că ai noștri au omorât o fată, ai noștri au făcut nu știu au ce jefuit, viol, au jefuit și nu știu cum. Deci, și asta e tot diaspora, da, românească. Și cerșetorii sunt diaspora și hoții, da, sunt diaspora și pentru asta se duc acolo, special pentru asta, și cei, da, care fac trafic de carne vie sunt diaspora, păi, și cei care îngrijesc bătrâni și cei care fac curățenie și restul. Am o întrebare. Sau mulți în construcții. Am o întrebare. A, și apropo, sunt, o secundă, sunt multe firme în Gorj, în Gorj și în țară și societăți agricole care încearcă să angajeze oameni și nu reușesc. Și totuși încearcă pe salarii nu extraordinar de bune, dar nu salariul minim pe economie. Și nu găsesc. Avem o firmă, de exemplu, din Hațe, care caută locuri de muncă, inclusiv la noi a dat anunț, frate, nu găsim oameni de să muncească cu salarii de 25, de 30 de milioane. Deci nu puțin. Dar sunt, e o firmă, cred că la Arad, a fost popularizată și pe Facebook, dar și în televiziuni, în care tractoristul, dacă care muncește destul de mult, ajunge și la 2000 de euro pe lună. În România. În România. Deci, și sunt atâtea firme din străinătate care oferă salarii destul de bune în România. Dar acum problema se pune într-adevăr cine pleacă și de ce nu au reușit să se încadreze aici, dar pe de altă parte, ceea ce spuneam eu în editorialul meu, este părerea mea, nu este corect să ridici salariile bugetarilor atât de mult și apoi să zici, păi da, de unde iau banii? Hai să oblig și privatul să ridice salariul, că poate, că nu poate, nu contează, ca să fie dările mai mari. După ce vor fi dările mai mari, eu o să am bani să susțin pe ăștia la alții. Haideți să discutăm problema asta, pentru că e un subiect care se discută după ce ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus, da, domne, gata, de acord cu dumneavoastră, despărțim salariul minim din sistemul bugetar de cel din domeniul privat. Așa. Eu mă așteptam ca partea agenților și agenții privați au salutat mișcarea. În schimb, vreau să vă spun că și vă uitați pe toate astea de manifestare, mai ales pe rețelele de socializare, că au început în jurături. Cum? Că îndrăznesc ăștia, că nu știu ce. Pentru că cei care lucrează la privat știu cu ce se confruntă și se așteaptă ca salariile să le scadă sau oricum să nu mai plece, să nu mai crească. E, aici e o mare problemă. Lăsăm, defalcăm cele două sectoare sau nu? Pentru că mai e o problemă. Faptul că în sistemul bugetar salariile se ia la timp, sunt destul de mari, să spunem așa, a făcut ca și specialiștii să se tragă foarte mult spre, deci domeniul privat a pierdut din specialiști care au ales liniștea de la stat. Pe de altă parte, și aici ar trebui să facem în România ceva, noi avem în momentul de față firme falimentare în domeniul privat, insolvență, nu știu ce, dar patroni super bogați, patroni care se îmbogățesc în continuare. Noi avem o altă situație pe care eu nu pot să-mi intru o firmă și știu o situație concretă de aici, de la Târgu Jiu, în care un anumit patron foarte cunoscut, un politician într-o vreme, care are mai multe mașini, toate înscrise pe firmă, și pentru copil, și nu mașini de 10.000 de euro, mașini de peste 60.000, care toate costurile sunt pe firmă. Sunt 3 mașini pe aceeași firmă, firma între timp a intrat în insolvență, în administrare specială. E bine, mersi, nu știu câte apartamente, nu știu câte case are, că n-am stat să-i verific chestia asta, dar firma e în insolvență, iar salariile nu le dă cu lunile. Nu mi se pare deloc în regulă chestia, adică, bun, de acord, vând pufuleți, iau o mașină sau iau și, nu știu, un Logan ca să fac vânzarea produsului. Dar să am mai multe mașini pe ăsta, deci statul nu trebuie să mai permită aceste lucruri și într-o vreme nu se permiteau. Acum pe firmă poți să-ți iei orice.
Apropo, conduce o asemenea o firmă. Da, da, eu am Logan pe firmă, da, și unul singur. Da, ți se pare care regulă. Deservește două firme, da, adică și ți se pare regulă ca să ai 10 mașini pentru tot și să facă orice, dar nu în favoarea firmei. În niciun caz, eu nu spun că patronii și nu trag joarul pe turta patronilor. Am dat un exemplu, nici asta nu e în regulă. Sunt convinsă că sunt foarte mulți care trag banii către ei și poate își permit să se plimbe în străinătate, să consume șampanii de miliarde. Nu, da, costurile astea sunt pe firmă, aia e culmea. Da, da, bineînțeles, fac treaba asta foarte mulți, noi nu o facem, noi poate nu ne-am luat salariile uneori ca să facem investiții în firmă, pentru că patronul este cel care decide, îmi iau salariul întreg sau cumpăr ceva care îmi trebuie în firmă, dar aici discutăm de un nivel de venituri fluctuante, nu, și e vorba de o investiție nesigure, care e pentru activitatea firmei. Exact, nu, deci, pentru nu știu activitatea câte mașini firmei. Nu sunt neapărat, mai ales când tu te ocupi, nu știu, cu aradul pământului sau ce altceva. Și tu iei jeepuri, da, care nu are pământul. Da. E, la noi se întâmplă, la noi în România, și de aici unele dintre probleme. Da, da, într-adevăr. Dar, ca să nu mai vorbesc, de aia firma respectivă este în insolvență, da, pentru că n-a fost în stare să țină oamenii lângă ea, n-a fost în stare să gestioneze bine bugetul și a intrat în insolvență. Dacă nu plătești prima dată dările sau chiar dacă nu le plătești prima dată oricum, ai penalități de terup, atunci e clar că intri în insolvență. Nu, da, unii profită... Sau nu-ți plătești furnizorii. Unii profită de legislație ca să fenteze și statul și salariații și pe... Se fentează și pe ei, dar mai puțin, că spuneam. Deci în timp ce firma se duce, activele sunt prea puțin că să acopere nu știu ce, patronul respectiv e bine, mersi... Da, dar activele, dacă se ajunge la insolvență, activele care sunt pe firmă vor fi vândute de către Comitetul Creditorilor și vor fi acoperite datoriile. Chiar dacă ele se deteriorează în timp și își pierd din valoare, vor fi vândute la prețul pieței, deci se pierde, dar și alea sunt puse sub semn. Da, dar după ce ai folosit o mașină chiar de ăsta, de 60.000, ai folosit-o nu știu câți ani și da, are corect deja 200-300.000 de kilometri. Cât mai valorează? Da. Corect. Ai folosit-o adevărat și tu ți-ai luat apoi pe ori pe altă firmă, ori pe persoană fizică și n-ai nimic. Asta trebuie. Deci cred că mai avem probleme. Da, da, da. Toată trebuie lumea vorbește că trebuie legislația românească este cum este, dar uite că e nevoie de legiferat. Adică nu cred că e în regulă chestia asta. Cum nu cred și sar de la una la alta, dar se leagă puțin, cred că și ONG-urile ar trebui să treacă, e un întreg scandal aceea cu transparentizarea veniturilor ONG-urilor. Deci mi s-ar părea corect să știu că Aura Stoienescu a dat, nu știu, a dat la ONG-ul cu tare care salvează vieți, a făcut o donație de 1000 de lei. Noi nu știm asta în momentul de față, nu știm cum sunt cu subvenționate, iar ONG-urile respective au cu totul și cu alte, cu totul, fac politică, vor să schimbe guverne și alte chestii. Deci ar fi normal să știm, bă, ăștia au 1 miliard de lei în conturi, dar iau de aici. Soros sau alte chestii, cum se suspectează la anumită, sau departe. Guvernul, prin diverse organisme, a subvenționat ONG-ul cu tare care face politica guvernului. Cred că ar trebui să lămurim asemenea chestii, da, și să trecem pe o funcție. Trebuie doar să respectăm legea, pentru că legea spune... Da. Nu, legea, în primul rând, legea spune că ONG-urile nu au voie să facă politică. Dar la noi, majoritatea ONG-urilor fac politică. Păi da, da, nu fac prin acte. Dacă te uiți în acte, nu se vede. Nu. Au... Ce fac ei pe Facebook și ce conturi, da, fac. Da, protejează urșii de pe autostrada, nu știu care, dar e de fapt reprezentanții ONG-urilor, sunt în Piața Victoriei, vin cu scaunele și îmi pleacă de acolo cu lunile. Și poate că au interesul ca acea autostradă să nu se termine. Corect și asta. Sau poate vin acele ONG-uri, că i-am avut, ni se urcă pe, la rovinar, pe astea, pe coșurile de fum, că poluează sau nu știu ce. Ca să aflăm că noi trebuie să încetăm cu industria energetică carboniferă ca să putem importa mai ușor energie, că de fapt asta e singura problemă. Sau, apropo de chestia, un alt subiect, că am trecut așa prin ele, dar sunt foarte multe și nu știu dacă o să ne permită timpul să le atingem pe toate. Nu vreau să ne întoarcem la... Dădeam exemplu... La evenimentele. Da, vreau să dăm exemplu și scandalul legat de offshore, de resursele naturale din Marea Neagră, care s-a schimbat legea. Eu o consider și în momentul de față tot slabă, în sensul că statul român ia totuși puțin. Dar scandalul mare este că de ce ia statul român și nu rămân la firmele americane și toate celelalte. Și cine face scandalul? Românii. Nu, deci fac anumite partide, opoziția de asta, deci în condiții, da, în condițiile în care, sau
Românii subvenționați, să spunem, de afară, că bănuiesc că asta e explicația. Dar eu știu, profesor de istorie, da? De la Brătianu încoace, PNL-ul spune așa, prin noi înșine. Asta a fost deviza acestui partid care a făcut istorie și a făcut România. România modernă și... În momentul de față, îi spun nu. Guvernul n-a făcut bine. În cazul ăsta, că toate stau pe Dragnea. Și bune și rele tot în capul lui Dragnea. N-a făcut bine că trebuia să mai negociem, să mai analizăm. Bun, zici, bă, negociem, să e discuție publică. Nu, de fapt, ideea este ca să nu plătească firmele, nu dau nume de firme acum, dar sunt concerne mari care au investit în România și care își făcuseră planuri de 70-80 de miliarde de euro, cam așa ar fi resursele noastre din zona respectivă. Iar noi ne alegem cu praful de pe top. În noua variantă ar fi vreo 15%, dar dacă nu luăm nici 15%, e o sumă dacă i-adun la suma respectivă. Dar dacă nu mai luăm nimic? Păi și PNL-ul, dacă zicea atunci prin noi înșine, nu înseamnă prin voi înșivă, adică PSD-ul. Adică dați-vă voi la o parte de la putere că noi prin noi înșine putem să dezvoltăm România. Fiecare consideră că e cel mai bun. Asta poate ar fi o idee de asta, de program electoral al PNL-ului, dar chiar poate te angajează consultant pentru chestii de genul ăsta. Nu știu dacă o să accept. Dar faza este, și acum vorbim extrem de serios, este că am vândut cam tot din România în ultimii 30 de ani. Ar cam fi timpul să încercăm să aplicăm legea. Adică să ne luăm, bun, eu o asemenea lege și la vecinii unguri. Și la vecini, ăia merg cu 50%. Deci noi am mers cu 15%. Și tot e mult. Deci trebuie să învățăm să ne apărăm interesele. Și apărarea intereselor naționale de către politicieni nu se poate face cu politicieni nici corupți, nici șantajabili și cu atât mai puțin cu politicieni foarte proști. Dar avem o problemă. Noi îi alegem. Ei candidează, nu prea deschid gura pe la televizor pentru că unii nu prea sunt în stare, da? Da. Vorbesc prin reprezentanți, prin vector de putere, de imagine, vorbesc prin pe Facebook, acolo poți să scrii și poate să scrie cineva textul și tu doar să-l pui acolo, să zici că ți aparține și gata. Să ne amintim, de exemplu, de Voiculescu, să nu creadă cineva că acum ne referim la Iohannis, da? Să ne amintim de Voiculescu, de exemplu, care a avut și atâtea televiziuni, care a avut și partid, care mai există, oarecum. Așa, care a ajuns în pușcărie, Doamne ferește. Și să zicem că Antena 1 de multe ori are dreptate. Bun. Voiculescu nu vorbea niciodată liber. De ce? Întotdeauna era citat de către propria lui televiziune, pentru că nu putea să fie volubil așa cum e normal să fie un politician. Nu cred că e o problemă. Nu, adică, se putea exprima, în primul rând, da, că era bâlbâit. Da, are o problemă trăiește de asta, dar mai degrabă cred că vine din bâlbâială decât din ce are în cap. E totuși profesor, are niște cărți scrise, dacă o fi scrise de el. Asta e motivul pentru care niciodată nu vorbea liber. Da, el întotdeauna era citat. Dar totuși l-am văzut și în câteva interviuri care mă face să cred că nu e atât de slab pe cum s-a spus. Dar eu nu spun că e slab. Pe de altă parte, el vorbește prin... Cum la fel... citate. Tot vorbeam puțin mai decât că nu e vorba de președintele Iohannis. Președintele Iohannis are o anumită reticență în a vorbi liber. Asta nu înseamnă că... capacitate intelectuală redusă sau ceva de genul ăsta, e adevărat că a ajuns de poveste, așa cum avem situația primului ministru, doamnei Viorica Dăncilă, cu bâlbele sale devenite celebre, președintele Iohannis are chestia asta cu... Deci și-a făcut un live motiv din a citi ceva foarte lent. Dacă lui Băsescu i-au trebuit vreo 10 ani să citească Levantul de... Îmi scapă și numele ilustrului autor... Îmi cer scuze, dar nu mi-aduc aminte autorul, din coace el citește undeva la limită, câteva luni trebuie sau o lună și trebuie să citească o anumită lege sau altceva. Și de atunci citit, ne amintim acum că trebuia să citească motivarea curții, în altei curții, dacă, să vadă dacă e cazul să o dea sau nu afară pe Chioveș, dar afară, să o dea afară, dar... Exact în ultima zi, când se făceau 30 de zile, termenul legal în care trebuie să răspunzi la o petiție sau la orice fel de tu ca instituție publică,
a reușit să termine și a dat un răspuns. Bine, acum nu știu dacă chiar a reușit, dacă chiar a reușit să termine sau faptul că se mișcau apele dincolo și abia se aștepta suspendarea, probabil că asta, că i-a lăsat fără obiect pe, să zicem, organizatorii suspendării, că a fost. A fost pe muche de cuțit. Da. Dar pentru că tot spuneam că vom vorbi despre președinte, am vorbit despre Dragnea foarte puțin, despre DNA avem... Chiar n-am vorbit deloc. Și ar fi cazul și parchetul general, pentru că tocmai a ieșit, cum spuneam, sâmbătă seara, am impresia, ministrul de justiție să spună pe Facebook, dacă nu mă înșel, că o să înceapă controlul la parchetul general. Nu control, ci o evaluare. Activității. A procurorului general, care el într-adevăr, acum nu știu dacă evaluarea în cazul Laura Codruța Chioveși a fost dezastroasă, nu știu ce speranțe și-ar mai face el, pentru că el a fost un ajung. Chiar dacă în acte el era șeful Laurei Codruța Chioveși, de fapt, în realitate, timp de 2-3 ani cât a fost șeful parchetului general, el a ascultat, a fost un yes man pentru Laura Codruța Chioveși. Este și acum, când ea e subalterna lui directă? N-ar fi exclus, pentru că... Mai ales că am înțeles că i-a dat un birou așa, lângă el, cu un salariu mai mare decât înainte. Da, îl consiliază, să spunem așa. Acum, cei care se uită la televizor și la declarațiile procurorului general, tipul nu prea pare din filmul ăsta, adică ne putem uita la câțiva juriști de mari, chiar și Laura Codruța Chioveși are momente în care știe câte ceva, nu când citează aiurea, că de multe ori mai are probleme de genul să încadreze aiurea, știți că a fost celebre diversele bâlbe ale ei de-a lungul timpului, în condițiile în care nu prea apare la televizor, dar nu apărea pe anumite declarații, dar Lazar nu pare așa că ar stăpâni foarte bine ăsta, dreptul contemporan, pare dintr-un alt film mai vechi și cred că ar trebui să plece, părerea mea, nu din alte motive, cât... Că, iată, a avut mai multe scandaluri în ograda proprie, printre altele Dicotu și cu DNA-ul, care au făcut implozie, și nu s-au luat nicio măsură, că acum, stați puțin, ajunsărăm până acolo încât Giuliani, fostul primar de New York, cred că a fost, a dat zilele astea o declarație în care a spus, domnule, nu trebuie să încălcăm drepturile omului când facem justiție. Ceea ce se spune de câțiva ani în România, dar nu se prea aplică. Noi avem niște scandaluri. Mi s-ar părea corect, nu altceva, nu să-i ții în brață pe ăia. Bun. Au greșit fiecare. Poți și judecătorii să greșească și procurorii nu mai vorbesc. Dar hai să facem curat cu ăia. Noi avem funcționarea asta de castă. Să nu se întâmple ceva lui procurorul cu tare, gen portocală și alții. Deci ne-a trebuit un an și ceva să-l dăm să nu mai cerceteze alte cazuri după aceeași manieră. Judecătorii nu mai vorbim, sunt intangibili, inamovibili, cum e legea. Dar inamovibil înseamnă că nu poți să fii mutat de pe funcție fără acordul tău. Atât. Și nimic mai mult. Teoretic. Practic, nu spune că nu trebuie să răspunzi pentru ce ai judecat. În niciun caz. E foarte bună precizarea ta. Corect. Dar la noi s-a înțeles că nu ne atingem de procuror, indiferent ce ar face, de procuror, de judecător, indiferent ce ar face. Pentru că n-au citit ce înseamnă inamovibil. Și nu numai că s-a înțeles asta, dar au înțeles-o chiar ei în domeniul justiției. Să nu uităm că noi nu am avut, practic nu s-a răspuns. Avem acum, aflăm că peste jumate din judecători au avut dosare la DNA. La DNA. Dar în timp ce ei judecau cazurile... Și aici e problema. Poate să nu se fi întâmplat nimic. Poate toate lucrurile au mers în regulă. Dar când avem exemple date de presă, astea ar trebui curățate. Noi nu facem chestia. Deci ce mă face pe mine să cred că sunt probleme. Adică dacă îl execuți pe ăsta, sigur ăsta ori va spune el ceva și cad și alții, ori se dezvăluie altceva. Deci cumva se încearcă punerea Batistei pe țambal. Care e concluzia? În momentul ăsta ne trezim că nimeni nu prea mai are încredere în justiție. Ba din contră, și ăia condamnați în urmă cu câțiva ani, nu prea poți să-i socotești vinovați total. Sunt oameni, cei de afară, să zicem, diaspora, care credea, dar cei care trăiesc în România și se confruntă cu justiția într-un fel sau altul, eu nu i-am prea auzit să aibă încredere foarte mare. E puțin loterie și mă refer la oamenii simpli, nu mai vorbesc de cele politice care sunt cu tentă, pentru că acele... să zicem, culoare care veneau dinspre servicii, treceau prin parchet și mergeau la judecătorie, sunt culoare care au funcționat mai mult pentru politicieni. N-au avut treabă sau pentru interese mari economice.
Pentru că a fost interesul să capitalul românesc să dispară și am liquidat cam tot ce a fost patronat român. Mă refer la un alt nivel, nu puticare. Mai avem cărbunele, nu reușim să scăpăm de el. Cu ghilimelele de rigoare, dragi mineri. Din păcate, cred că, și o să spun aici ce spune, deși nu era, să zicem, un program emisiunii, cred că 2019 va fi fatal pentru cărbunele din România și pentru mineritul din... Pentru că sunt de îndeplinit niște condiții de mediu pe care, practic, cu actualele termocentrale, indiferent că le-am modernizat, nu putem să facem asta. Iar singurul, să zicem, grup care ar putea teoretic să rivalizeze cu chestia ar fi cel care îl făceau, era preconizat să-l facă chinezii și nu se mai știe ce se întâmplă cu investiția respectivă. În rest, noi vom fi obligați să închidem porțile, vom rămâne undeva cu 30-40% din capacitatea actuală energetică chiar de anul viitor. Mă refer pe cărbune pentru că nu costă certificatele acelea și foarte mult. Deci chiar dacă ne lasă să funcționăm în condiții care nu îndeplinim condițiile de mediu, avem problemă să achiziționăm acele certificate. Cu cât se reduce producția, deci automat vânzarea, cu cât n-ai resursele necesare. Și oricum costă foarte mult. Acele certificate care acum câțiva ani se achiziționau la 2-3 euro certificatul, acum costă 17-20 de euro. Da, de ce a crescut așa de mult prețul lor? În primul rând că sunt niște firme în spate și bănuiesc că au crescut beneficiile. Pe de altă parte... Da, trebuie să existe o logică, adică sunt niște bani luați de la instituții publice, de la societăți de stat... Care poluează, da. Care poluează, dar care bănuiesc că nu poluează de 5 ori mai mult ca înainte ca să mărești... Și în primul rând crești numărul de certificate eventual, dar nu modifici atât de mult valoarea unui certificat, ca și valuta. A crescut și numărul de certificate, a crescut și prețul și lor. Prețul lor. Da. Și cine face prețul certificatelor la nivel internațional? Mărturisesc că nu prea știu exact cum funcționează acest mecanism, dar ce știu exact este că în momentul de față complexul energetic Oltenia mai are cam jumătate din producție, trebuie să-și cumpere certificate și dacă la sumele actuale nu rămân cu nimic în pușcoliță, bar vor încheia anul pe pierdă dacă achiziționează acele certificate. Pentru telespectatori sunt informații oficiale, da. Că certificatele verzi sunt niște bani pe care trebuie să-i dăm pentru că poluăm. Pe principiu, poluatorul plătește, nu reușești să te încadrezi în condițiile de nepoluare, ca să spunem așa, în condițiile de mediu, atunci plătești cui? Păi cumperi acele certificate care la rândul tău le duci și... Le cumperi de unde? Din străinătate? Nu, există o bursă a certificatelor, din ce am înțeles. Da, da. Deci există un sistem de acesta pe care le cumperi, numai că... Și prețul lor a crescut așa de mult. Da, prețul a crescut fantastic în ultima perioadă și tendința este crescătoare. Iar la calculele făcute la acest moment, și am văzut asta informații oficiale date de directorul general Boza, de Ion Rușeț, fostul senator și actual angajat în cadrul CEO, și care spun aceste lucruri, că nu există resursele care să acopere necesarul de certificat. Și situația este din ce în ce mai precară. Deci închidem mineritul și energia pe termo? Nu, în momentul de față riscăm foarte mult. Nu văd o soluție, pentru că pe lângă faptul că miniștrii energiei sunt niște, pot să zic, amețiți, cu ghilimele de rigoare. Cu ghilimele. Deci ultimii care au fost pe aici așa, deci adică în sensul că nu prea găsesc o soluție. Acum este un profesor universitar. Acum este un profesor universitar, Anton, o personalitate în domeniul lui, dar care nicio legătură cu el, nu stăpânește domeniul de nicio culoare. Pare venit de pe stradă și își dă și el cu părerea despre minerit. A fost inclusiv la Turceni, că s-a împlinit aniversarea aceea de 50 de ani. A fost recent, de 40 de ani, pardon. A fost la... Dar n-a dat o soluție. Ar fi, în continuare, singura soluție pentru minerit energetica din Oltenia ar fi mixul acela cu hidrocentrale și cu de care vorbim de vreo 10 ani. E logic, dar nu înțeleg de ce nu se întâmplă. Vorbim de pe timpul când era secretar de stat Ionel Manțu. Deci aproape 10 ani. Am zis bine. Și de ce nu se întâmplă dacă e cea mai bună soluție? Pentru că există interese, părerea mea, există interese foarte mari de afară ca acest mix să nu se facă. Aceste interese presează în țară și noi executăm. Okay. Yes, man. Presează în țară.
presează conducerea țării, practic. Da, cel puțin pe anumiți miniștri, iată că nu suntem lăsați să facem acest lucru. Cum? La trebuie fel, să cerem voie din afară? Am o altă dispută. Pentru asta? Vom avea în luna septembrie, din nou, intră prin ordonanță de urgență de genul de acum, fondul suveran. Strângem banii de la capital de stat ca să investim în ceva. Am văzut, de la Ponta începând și cu opoziția în general, care ne spun că nu e bine cu acest fond suveran. Dar nu ne dau nici alte soluții. Nu e bine că îl face Dragnea, să spunem. Eu aș fi vrut să zic, bun, putem să-l facem, dar îl facem așa, ca să nu cumva să fure Dragnea banii, e cu totul altceva. Dar noi nu facem. Mai bine nu facem decât să supărăm pe cei de afară. Ori, model de fond suveran, dar sub altă, este în Polonia, care investește foarte mult. Au făcut cehii. Noi de ce n-am putea să facem? Pentru că dacă facem asta... Ce? De exemplu, canalul Dunăre-București. Există ideea aceasta să fie finanțată și s-ar putea face metroul la București în continuare. S-ar putea face grupurile 3 și 4 de la Cernavodă, să spunem, investiții mari sau nu știu ce hidrocentrale. E adevărat că dacă o luăm pe partea energetică, toate ne dezavantajează pe noi gorjul. Sau s-ar putea să terminăm investiția din defileul Jiului, unde suntem în culmea prostiei, am făcut-o 90% și acum o aruncăm că niște ONG-uri au câștigat nu știu ce proces în... și am cheltuit 200 de milioane de euro. Enorm. Deci asta e România la acest moment și apropo de situația, nu știu care sunt perspectivele din punct de vedere economic, tocmai din cauza asta, pentru că nu avem coerență nici la guvernare, nu avem un proiect de țară de care se vorbește, nu l-am avut și nu l-avem nici astăzi și mai mult avem o chestie de genul ăsta, ne întrecem, care să dea bine la marii stăpâni care de pe unde. Ori să fim pe placul lui Merkel în Germania, ori să fim pe placul lui Trump în America, dar noi având totdeauna de pierdut. Deci aici e toată chestia. Suntem la ultimele minute și aș vrea să tragem o concluzie și pentru că în promo la emisiunea Panoramic spunem că noi găsim problemele și căutăm soluții și propunem soluții, în afară de acest fond suveran care zici că este o idee bună, ce ar mai trebui făcut în România ca să meargă România în sus și nu în jos? Ce ar trebui făcut? E un light motiv de care vorbim, dar niciodată nu se face și nu se va face, e vorba de o justiție corectă. Să pornim de la, adică să avem o bază. Și deci respectarea legii și, bineînțeles, o funcționare a justiției corectă. De ce spun acest lucru? Pentru că existând suspiciuni într-o parte sau în alta, nu mai discuți, deci nu poți să faci, deci nu vei avea încredere în actul de justiție. Și în momentul de față, justiția pare confiscată de o anumită tabără politică. Că e așa sau nu, de discutat. Apoi, este confiscată de putere sau de opoziție? În momentul de față... Pare confiscată. În momentul pare confiscată de opoziție. Pare. Da. Și să nu uităm că dacă vedem toată rezistența... Binomul, nu? Da. Toată rezistența opoziției nu spune că vom face cu programe electorale, cu nu știu ce mii. Nu. Totul e bazat pe justiție. Facem plângere la procuror, facem plângere de trădare națională și alte bazaconii de acest gen, care nu au decât să blocheze. De fapt, arăți cumva că justiția îți servește interesele. Cum la fel, acum a apărut după mitingul din 10, că să ne întoarcem la mitingul din 10 august, a apărut că jandarmeria, deși și-au făcut datoria, atenție, era un meeting neautorizat, pentru că nu a mai fost care cine să... Care trebuia împrăștiat pe loc. Da. Duceți-vă acasă copiii, dar nu deci noi nu ne punem problema. Bă, te-a gazat sau altceva. Dar erai la un meeting neautorizat, da. Tu faci plângere, tu faci plângere că ăsta. Nimeni nu-l întreabă pe ăla ce a căutat acolo. În schimb, întreabă pe jandar de ce a dat acolo, deși el avea ordin să execute și să elibereze piața. Pentru că există... Și nici n-au făcut să elibereze piața. Efectiv, că dacă ar fi început să elibereze piața imediat cum a început meeting-ul, ei nu s-ar fi adunat. Oamenii de acolo nu s-ar fi adunat atât de mulți. Deci atâta timp cât există acel cordon de jandarmi care erau practic într-un fel defensivi, adică cu scut și cu cască, da? Da. Echipamentul era defensiv. E adevărat că aveau și pistoale, e adevărat că aveau și tunuri cu apă, aveau tot ce le trebuia acolo, legal. Ei care au dat cu cocktailuri Molotov au dat ilegal. Da, și le cum aveau... au acționat unii și alții s-a văzut.
și cum le-au avut pregătite și de ce le-au avut pregătite. Care sunt multe necunoscute, 10 august vom mai vorbi de el, însă cred că a compromis o idee, aceea că diaspora salvează România. Din păcate, cu acest lucru, cred că deci asta a fost și scopul, ca cei din diaspora să nu mai apară drept salvatorii nației sau cineva i-a compromis, a profitat și de faptul că... Nu, dar cred că scopul n-a fost să, cel puțin a celor care au făcut asta, nu cred că au avut scopul ca diaspora să fie compromisă. Eu sunt convinsă că ei au crezut că va merge foarte bine și că va fi un mitic de succes și părerea mea, poate greșesc, dar asta am văzut eu, asta am simțit eu, că atâta timp cât diaspora spunea jos puterea, da, era de partea cealaltă, nu? Înseamnă, și să nu uităm că Iohannis a câștigat alegerile și cu diaspora și cu Facebook-ul, da? Da. E, acum pe Facebook a fost chemată diaspora ca să spună jos puterea. E posibil, poate că greșesc, dar poate că diaspora trebuia să vină să ridice puterea lui Iohannis ca să câștige nouă alegerile, așa o văd eu. E foarte posibil să ai dreptate. Sau poate nu. A fost o supoziție, dragi telespectatori, emisiunea noastră este la final. Mulțumesc, Cornel, pentru prezența în studio. Sunt convinsă că am tratat interesant subiectele. Așteptăm reacții, așteptăm întrebări, așteptăm teme de emisiune pe viitor de la telespectatorii noștri. O seară bună, mulțumesc pentru prezență. Cu multă plăcere. La revedere, dragi telespectatori.